Vlad Obu, liber după 10 luni de arest. Primul lucru pe care l-a făcut milionarul. Declarații exclusive. Vlad Obu a intrat în atenția presei în anul 2021, după o petrecere, în stațiunea Mamaia, unde a aruncat diverse obiecte de la balconul apartamentului său, riscând să-i rănească petrecători. Ulterior a fost anchetat în dosarul fraților tate, care îi sunt și prieteni, iar mai apoi arestat preventiv și cercetat într-un alt dosar. Vlad Obu, prietenul fraților tate, liber după 10 luni de arest. Primul lucru pe care l-a făcut. După ce a stat mai bine de trei luni arestat, milionarului a fost schimbată măsura, astfel a fost plasat în arest la domiciliu, asta până ieri, când lui Vlad Obu i-a fost din nou schimbată măsura preventivă. Astfel, prietenul fraților tate a fost plasat sub control judiciar. Este o zi fericită pentru mine, am fost eliberat din arestul al domiciliu și plasat sub control judiciar. Pot să ies din casă după 10 luni în care am fost arestat. Din fericire, domnii judecători au înțeles situația, au înțeles că nu sunt probe clare împotriva mea am reușit să-i convingem, să spun așa, și eu și ceilalți prieteni ai mei. Procesul nu a început încă, suntem în faza de cameră preliminară. Nu am voie să părăsesc orașul. Nu mai intru în casă, am multe de recuperat, a declarat Vlad Obu pentru Spineus Pro. Și, cum era de așteptat, controversatul milionar a ieșit direct la un date, cu o tânără domnișoară, pe care probabil își dorește să o cucerească. Însă, nu înainte de a uscăpău de cea care îi era deja alături. Primul lucru pe care l-am făcut când am aflat că sunt liber a fost să ies la undate. Eram cu o gagică la mine acasă, i-am spus să plece, iar după am ieșit cu o altă fată în oraș. Îi spusesem să vină la mine și acesteia, însă făcea figuri, nu voia, iar astfel am reușit să o scot în oraș a mai declarat apopiatul fraților tate. Fiind privat de libertate și având mult timp la dispoziție, Vlad Obu a scris și o carte, pe care urmează să o lanseze la începutul verii. Acesta promite să dezvăluie numele ale unor persoane de sex feminin, cunoscute în showbizul românesc, care ar fi avut relații cu el. Pe data de 1 iunie am să-mi lansez cartea. Am scris-o în perioada în care eram arestat. Am avut timpul necesar să povestesc mai multe chestii despre viața mea înainte să fiu arestat, despre perioada arestului, dar și despre foarte multe relații cu persoane din showbiz, lucruri care nu se știu. Am să dau nume, dezvălui identitatea.